Un taximetist din Motru în vârstă de 30 de ani s-a ales cu dosar penal, asta după ce oamenii legii l-au depistat în trafic că deținea un certificat profesional fals. Călătorii gorjeni trebuie să fie foarte atenți atunci când apelează la serviciile de taximetrie. La data de 17 iunie anul curent, polițiști din cadrul poliției municipiului din Motru au depistat în flagrant un tânăr de 30 de ani din localitate, angajat în cadrul unei firme de taxi din municipiul Motru, conducea un autoturism în regim de taxi pe raza localității, uzând de un certificat profesional fals pentru conducător auto care efectuează transportul rutier în regim de taxi. În cauză s-a întâlnit un dosar penal sub aspecte săvârșirii infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.